Contesa de Segur, Ursuleț, partea întâi, Broasca răioasă și Ciocârlia. A fost odată o femeie frumoasă pe nume Mioara. Trăia singură la ferma ei, doar cu o tânără servitoare care se numea Nalba. Nu primea în vizită pe nimeni și niciodată nu mergea nicăieri. Ferma ei era mică, frumoasă și curată. Avea o vacă albă și arătoasă care dădea mult lapte, o pisică de stârpit șoareci și un măgar, care îi căra în fiecare marți la târgul din orașul vecin toate legumele, fructele, ouăle, untul și brânza pe care voia să le vândă. Nimeni nu știa când și cum ajunseseră Mioara și Nalba la acea fermă necunoscută până atunci, căreia prin părțile locului oamenii se deprinseră să-i spună ferma din pădure. Într-o seară, Nalba mulgea vaca, în timp ce Mioara pregătea cina. Când se așeze pe masă castronul cu minunata supă de varză și varfurioara cu smântână, văzu o broască râioasă uriașă care înfuleca lacom niște cireșe puse jos, pe o frunză de viță. Broască scârboasă, te învăț eu minte să mai mănânci cireșele mele frumoase. Ridică frunzele de pe jos și dădu broaștei un picior care o trimise 10 pași mai încolo. Tocmai se pregătea să o azvârle afară, când broasca, scoțând un șuierat ascuțit, se ridică pe labele dinapoi. Ochii aruncau flăcări, iar gura enormă se deschidea și se închidea cu furie. Un fel de tremurat îi cuprinsese tot corpul și din gâtlejă ieșeau orăcăieli cumplite, ca niște mugete. Mioara se opri înmărmurită și chiar se dădu un pas înapoi, să nu ajungă cumva veninul broaștei monstruoase și întărâtate. Pe când se uita împrejur după o mătură cu care să scoată din casă groaznica vietate, broasca înainte spre ea, făcu cu laba un semn autoritar și îi spuse cu o voce fremătând de furie: ai cutezat să mă atingi cu piciorul, nu mai lăsat să mă înfrup din cireșele tale, deși erau puse pe jos, și ai căutat să mă alungi din casa ta. Răzbunarea mea te va lovi în ce ți va fi mai drag. Vei simți pe propria ta piele că nu poți insulta pe zâna furioasă fără să fii pedepsită. Vei avea un copil acoperit cu blană ca un urs. Oprește-te, sora mea, se auzi venind de sus o voce subțirică și suavă cu vers de pasăre. Mioara ridică ochii și văzu o ciocârlie care se așezase pe canatul ușii de la intrare. Te răzbun cu prea multă cruzime, de o jignire adusă nu zânei care ești, ci înfățișării pocite și murdare pe care ți-ai ales-o. Prin puterile mele, mai mari ca ale tale, te opresc să sporești răul deja făcut, ce nu-mi stă în putință să-l mai desfac. Iar dumneata, sărmană mamă, continuă ea adresându-se Mioarei, nu pierde nădejdea. Va exista un leac în stare să vindece cusurul fiului tău, va putea să-și schimbe pielea cu o ființă omenească dacă datorită bunătății lui și ajutorului ce îl va da, aceasta va simți atâta recunoștință și iubire pentru el încât singură va voi schimbul. Atunci doar își va redobândi desăvârșita frumusețe pe care ar fi avut-o dacă sora mea, zâna furioasă, n-ar fi venit aici să-și arate firea urăcioasă. O, doamnă ciocârlie, din păcate bunăvoința voastră nu poate opri bietul copil să arate hidos, asemenea unei fiare. Așa este, răspunse zâna poznașă, cu atât mai mult cu cât nu vi se va îngădui atât ție cât și Nalbei să vă schimbați pielea cu el. Dar nu te voi părăsi și nici pe băiatul tău. Numește-l Ursuleț până va veni ziua când își va primi numele potrivit nașterii și frumuseții sale. Va fi atunci prințul minunat. Cu aceste cuvinte, zâna pieri topindu-se în înaltul cerului, clocotind de mânie, zâna furioasă se retrase, umblând la nevoie și întorcându-se la fiecare pas spre Mioara, cu o căutătură întărâtată. Veninul împroșcat în urma ei mistui orice iarbă, orice plantă, orice arbust, întâlnit în drum. Era un venin atât de otrăvitor că în veci nu mai crescu nimic pe acolo, așa încât și azi se mai numește poteca zânei furioase. Când Mioara rămase de una singură, începu să plângă în hohote. Nalba, care își sprăvise treaba, simțind că ora cinei se apropie, intră în sala de masă și își văzu cu mirare stăpâna în lacrimi. Ce s-a întâmplat, iubită regină? Cine v-a pricinuit atâta durere? N-am văzut pe nimeni intrând în casă. Nimeni, fata mea, în afară de cele care pătrund pretutindeni, o zână rea cu chip de broască râioasă și o zână bună în chip de ciocârlie.
Și ce v-au spus aceste zâne de plângeți astfel, iubită regină? Oare zâna cea bună n-a putut împiedica răul pe care voia să vi-l facă zâna cea rea? Nu, fata mea, doar ce l-a domolit puțin, dar nu l-a putut opri. Și Mioara-i povesti Nalbei cele ce îi se întâmplaseră și cum urma să aibă un fiu acoperit cu blană de urs. La auzul acestora, Nalba se pomeni plângând mai tare ca stăpâna sa. Ce grozăvie, strigă ea, ce rușine ca moștenitorul unui regat atât de frumos să fie un urs. Și ce va zice soțul vostru, regele nemilos, dacă vă va găsi vreodată? Și cum crezi că ne-ar putea găsi, Nalba? Ți-amintești că, după fuga noastră, vârtejul care ne-a luat ne-a purtat printre nori timp de 12 ceasuri și atât de repede încât trebuie să ne aflăm la peste 3000 de verste de regatul regelui nemilos. De altfel, știi cât este de rău și ce mult mă urăște de când l-am oprit să-i ucidă pe fratele său, Leneșul, și pe cumnata sa, Nepăsătoarea. Știi bine că am fugit doar ca să-mi salvez viața amenințată. Nu am amă teme că m-ar putea urmări. După ce plânse și suspină încă un timp împreună cu regina iubită, căci acesta era adevăratul nume, Nalba îi spuse stăpânei sale că ar fi timpul să cineze. De-am plânge și toată noaptea, scumpă regină, și tot nu-l vom putea împiedica pe fiul vostru să se nască îmblănit, dar vom căuta să-l creștem atât de bine, să-l învățăm să fie atât de bun încât nu-i va trebui mult până să găsească sufletul milostiv care să vrea să-și dea pielea albă pe groaznica-i blană de urs dăruită de zâna furioasă. Frumos, dar n-am ce zice. Mai bine îl păstra pentru ea. Beata regină, pe care vom continua să o numim Mioara, de teamă ca nu cumva să atragem atenția regelui nemilos asupra ei, se ridică încetişor, își șterse ochii și se strădui să-și învingă durerea. Treptat, vorbăria voioasă a Nalbei îi mai risipi amărăciunea. Seara încă nu se sfârșise, când Nalba reușise să o convingă pe regină că ursuleț nu va fi un urs multă vreme, ci va avea pielea demnă de un prinț cât se poate de repede. Ea însă și era gata să-i o dea pe ei la nevoie în caz că zâna poznașă s-ar fi înduplecat. Mioara și Nalba merseră în cele din urmă la culcare și dormiră liniștite.